Salut, bine ați venit la Military Test. Astăzi vă prezint două clone după Bastinelli. Una este Bastinelli, este de fapt Brachiali de la Microtech în colaborare cu Bastinelli Knives. Și cea de-a doua clone este Bastinelli model Mako cu lamă fixă. Ambele sunt clone foarte, foarte bine realizate. Cel cu lamă fixă poate fi purtat la gât, are teacă din Kydex. Poate fi purtat la gât sau vine cu sistemul de prindere la curea. Bastinelli Mako are o greutate de 103 grame simplu sau 189 de grame cu tot cu teacă. Microtech Bastinelli Brachial are 138 de grame. Deschiderea automată. Mânerul este din duraluminiu. Aici la acesta lama este full tang, continuă pe toată suprafața, iar brăserele sunt din G10. Au striații pentru o priză bună. De dimensiuni aproximativ egale ca lungime. Mako are 20,6 cm, iar Brachial are 21,3 cm. Grosime. Brachial are 5 mm grosime aproximativ și Mako are 3,5 mm grosime. Lungime lamă, Microtech are 9 cm lungime, iar Bastinelli Mako are 10,3 cm lungime lamă, o diferență destul de mică. Ambele vin bine ascuțite. Mânerul diferă, este un pic mai lat la Bastinelli în colaborare cu Microtech. Și aici avantajul că are inel, inelul tip carambit. Bastinelli întotdeauna au cuțite interesante, modele bune, ergonomice. Modelul Bastinelli Mako are lama din 400, oțel 440C.
la brachial, lama este din oțel D2. Și tot mânerul este din dur aluminiu, inclusiv partea din mijloc.